Bună ziua! Ne revedem din piața Festivalului George Enescu, de unde transmitem emisiuni, discuții cu oameni deosebiți pe adevărul.ro. Astăzi, invitata mea este Irina Margareta Nistor, toată lumea o știe, este vocea filmelor de altă dată. Vocea filmelor, așa cum de altfel spune și, foarte frumos spune și emisiunea pe care o face la Radio Guerilla. De altfel, chiar vii de la emisiunea exact, asta. Exact, da. Direct așa, acum am pomenit un pic, e așa un... E un fel de reclamă încrucișată că și eu am pomenit de ce se întâmplă aici, pentru că mă bucur foarte tare că vine lumea, ascultă cu plăcere, se plimbă puțin, e ca un fel de librărie în aer liber și cel mai adesea nu doar răsfoiește, ci chiar și pleacă cu o carte acasă, așa că există o amintire de asta palpabilă, pentru că la note știi cum e, fug imediat. Îmi amintesc că foarte mulți ani care am venit la Ateneu și aveam abonament în fiecare vineri, adunam cu sfințenie programele, știi, că erau dovada aia că s-a întâmplat ceva, știi, ca să parcă să nu pierd timpul. Pe vremea lui Ceaușescu. Exact, pe vremea lui Ceaușescu, unde cel mai amuzant era la sfârșit de an să verifici numele celor din orchestră, pentru că peste vară o ștergeau cam jumătate, știi, și atunci... O ștergeau pentru cei care au deschis adică televizoarele mai... Adică plecau în străinătate, da. Definitiv și irevocabil. Și atunci ei contau pe faptul că nimeni nu mai are și programul de anul trecut ca să vedem. Și pe noi ne-am amuzat teribil să vedem listele, să vedem cine a mai rămas, cine a plecat deja și nu mai e printre noi. Mergi de foarte mică la Ateneu. Da, de la 13 ani merg la Ateneu. Vineri de vineri era plăcerea mea. Aveam, mă trezesc că aveam un loc chiar în spatele lojii oficiale, era o strapontină, că asta este ceea ce reușit să prind. Era foarte greu să prind un abonament la Ateneu, aproape la fel de greu cât e acum să prinzi un bilet, cred că istoria se repetă pe una și alta și mi-am amintit tot așa că de câte ori era câte o lucrare care avea o cât de cât de mică conotație religioasă, dispărea din program, apărea doar autor, atâta tot. Dacă era Mateus Passion, așa apărea. Ma compozitor era suficient, da, și noi știam între noi. Te-a dus mama ta la început? Da, 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 m-au dus părinții mei inițial și după aceea m-am dus singură pentru că... Dar la 13 ani nu te plictiseai? Nu, eram obișnuită de bunicul meu care asculta, avea un radio de ăsta foarte vechi pe care asculta muzică simfonică și Europa Liberă. Era așa. Și culmea este că inițial nu era o mare pasionată de muzică simfonică, dar întâmplător eu am apărut în viața lui exact când el se îndrăgostise de o cucoană care era mare amatoare de muzică simfonică. Și atunci, ca să recupereze pentru cucoana respectivă, la pachet am început și eu să descoper muzica simfonică și atunci, la 13 ani, da, a fost șansa mea. Și pe la 13 ani am luat abonamentul ăsta, dar tocmai asta, știi, era bine de înțeles pentru perioada aia, pentru că faptul că se găsea greu un abonament, nici nu puteai să-ți permiți să mergem toți trei, adică și eu și mama și tata, unul singur era, din punct de vedere financiar, mai mult nu puteai, nu, și mergeam și singură. Mergeai tu singură la 13 singură, ani? Mergeam singură la 13 ani și mi-amintesc și acum că mergeam cu o colegă din uneori și ne întorceam cu trolebuzul acasă până la vatra luminoasă și ne puneam niște pantofi eleganți, cel puțin eu. Și tata ne aștepta în stație la autobuz și imediat, primul lucru, vreau să schimb pantofii, să merg niște pantofi mult mai comos ca aici. Totuși nu-mi permiteam să nu merg foarte elegant, că era o chestie de respect pentru cei care cântau acolo. Deci de la 13 ani era ideea asta. Da, dar țin minte că ai evocat perioada aceea. Țin minte și când săracii instrumentiști cântau cu mănuși. Păi mi-amintesc și noi stăteam cu mănuși în sală, să nu-ți imaginești. Era frig, era frig de crăpau. Dar asta era deja mai încoace, adică deja terminase. După 80. După 80, deci 13 ani înseamnă anii 70. Deci asta cu frigul a început după 80, că a fost așa, încetul cu încetul. Am avut abonamentul ăsta până la Revoluție. Da. Și după aia, mă rog, știi, lucrurile s-au precipitat, erau mult mai multe lucruri de făcut, nu mai ajungeam vinerea, tot îl cumpăram și n-ajungeam până când, acum merg doar când reușesc să ajung, dar mi-e foarte drag să merg, extrem de drag. Mi se pare, și știu că asta m-a enervat teribil după Revoluție, că foarte la început erau niște întruniri aici, întruniri politice și mi se părea extrem de nedrept și am zis cum locul ăsta care era atât de curat până atunci, de ce să faci o întrunire politică aici? Nu, domne, că ai atâtea săli.
Nu aici, am fost foarte supărată în primii ani și da, la un moment dat am încheiat. Nu, eu mi-aduc aminte foarte bine și nu vreau să spun cine era președintele Uniunii Compozitorilor și mă întrebam de ce le-a dat voie acolo. Acolo a fost raiul nostru, erau congrese, chestii de genul ăsta. Da, erau întruniri din astea politice, absolut politice și bineînțeles se filma acolo și deci cum adică locul ăla pe care bine oamenii politici. Locul ăla pe care noi așa de bine ni-l ocrotisem dintr-o dată ni-l luaseră și da. Între timp le-a trecut, ceea ce mă bucură. Apropo de muzică și de film, ieri pe locul acesta l-am avut invitat pe Cristian Badea, dirijorul Cristian Badea, în fine. A fost, a câștigat și un Grammy, e un om... Mă simt la tată, foarte tare. Da. Și printre altele, a colaborat cu un mare regizor, practic cel mai mare regizor de film german la ora actuală, Werner Herzog. A colaborat pentru opera lui Wagner, Tannhäuser, prin anii 80. Herzog a montat mult Wagner, da. Să știi, era foarte... Și a montat operă, asta e interesant. A montat operă și a montat și la Bayreuth, a montat cu foarte multă pasiune. El în general tot ce face, știi, face în stil mare, știi, așa, adică e un fel de Wagner al cinematografului, dacă vrei. Și acum, de exemplu, acum un an sau doi, când a prezentat la Berlin În Abis, deci un film în 3D și care era extrem de spectaculos, era tot așa, o chestie măreață. El așa funcționează, de altfel Herzog înseamnă duce, deci dintr-o dată îți dai seama că e așa, cu un grad din ăsta de nobile, de noblețe, inclusiv creatoare, știi, și de aia. Da, în orice caz, acum Wagner întotdeauna a tentat și întotdeauna m-a amuzat ideea că de fapt, tetralogia lui a făcut-o prima dată Fritz Lang în 24, când era filmul mut, nici mai puțin, și cu actori mari, importanți și, mă rog, chiar a fost acuzat la un moment dat că îi face jocul lui Hitler. El săra cu tot timpul, Bach a făcut Metropolisul, Bach a făcut asta, tot timpul îi se părea, pentru că orice era măreț, conota, știi, ca și la noi, erau tot felul de lucruri care păreau. Și naziștii erau fanii lui Wagner. Da, erau fanii lui Wagner, dar asta nu înseamnă... Spuneam și dimineață, Wagner n-a fost, oricum, nu i-a cântat ode, n-a scris Hitler, bineînțeles, Partidul asta, Germania. Asta, știi, unul adică, la mână și tot așa, naziștii și-au luat seva foarte mult de la Nietzsche. Exact. Are vreo vină Nietzsche? Din absolut, nu, nu. Nu, adică, bineînțeles. Asta este, a fost un ghinion al lor, da, că s-a întâmplat în direcția asta și o vreme chiar a fost... ușor izolat și mă și gândeam la faptul că serialul ăla de televiziune care a intrat în anii 80, pe care l-am și tradus la unica televiziune de atunci despre Wagner, era făcut de americani. Era Richard Burton, juca Richard, așa da, că... Da, da. Deci nemții s-au oarecum ferit chiar și în anii 80. Țin minte, era serial... Era serial cu actori. Serial Cozy, da, da, da. Era Vanessa Redgrave și era... Pentru noi era o mare... Mi s-a părut o mare izbândă că am reușit să-l strecurăm, știi, în toată povestea asta, să intre pe... Și era foarte și bine făcut. Și țin minte că un serial similar a fost cu Verdi. Da, a fost și unul cu Verdi, da. E adevărat. Au fost câteva care au mers, au mai fost filme după aia. A fost un film cu Grieg, pe care l-am văzut chiar aici la Sala Palatului și mi se părea extraordinar și când n-am să ajung niciodată într-o țară nordică. Că pe vremea mea eram convins că o să țină comunismul cât Evul Mediu și că n-o să apucăm să călătorim. Da. Interesant, regizorii ăștia care fac și film și operă. Cum e Werner Herzog? Da, avem și noi, avem Andrei Șerban, care exact, face tot Andrei așa Șerban. Și care este pasionat de treaba asta și, în general, sunt cei... Bine, Andrei Șerban n-a făcut film, a făcut teatru și operă, dar a fost... Totdeauna sunt... Ai să observi că fac numai lucruri grandioase, cei care fac așa, sau Zeffirelli, nu? La urmă, și Zeffirelli chiar, și un alt regizor de la noi, tot așa, discutând cu Cristian Badea, a lucrat și cu Ciulei. Lady Macbeth din Mățensk al lui Șostakovici a montat opera aceasta. Păi, da, e un challenge, așa știi, și da, ideea de a combina niște lucruri, sfârșit, acum e și o modalitate de a atrage publicul dintr-o parte, deci îți iei și publicul de operă și cel de cinema și muți după aia partea cealaltă și cred că e foarte bine pentru că noi în principal așa funcționăm. Eu nu mă consider critic înainte de toate, eu mă consider public. Un public, da, mă rog, avisat pasionată și pasionat. De filme. Pasionat, da. Dar sunt și de filme, și de muzică, și de teatru în același timp. Și dacă se poate să le combinăm, cum a fost în cazul DVD-ului, abia lansat tot aici
al lui Tomescu, atunci mă simt cel mai bine, mă simt cel mai în elementul meu. Dacă ai vorbit și la lansarea lui Tomescu, Tomescu a lansat aici, în Cortul Adevărul. Obsesiile! Da, obsesiile Izai. Lui Izai, lui. Deci Tomescu a lansat un DVD, lansase mai înainte un CD, dar de data asta un DVD complex și cu și balet joc scenic, da, da, joc scenic, da, 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 doi actori care da. Practic videoclipul este DVD-ul este un montaj de ești videoclipuri. Foarte departe, că este un fel da, de, un fel de videoclip. Da. A avut un operator foarte bun care, într-adevăr, făcuse bele arte și chestia asta se simțea. A avut-o pe Oana Drăgulinescu, care a făcut și multă televiziune și iarăși se ține. Și atunci, cocktailul în sine era unul dintre cele mai cum reușite. Ți se pare Tomescu? L-ador. Îmi place foarte mult pentru că are o noblețe extraordinară și pentru că e și întotdeauna e foarte drept, inclusiv ca personaj, ceea ce se întâmplă foarte rar să combine. Întotdeauna se alipește la cauzele la care funcționez și eu și mi se exact, pare așa exact. Că este... L-am văzut cântând pentru tot felul de cauze umanitare, exact, tot felul de... pentru extrem de multe da. Și întotdeauna a venit, sau știu, când am... Anul trecut, când am lansat festivalul de psihanaliză și film, a văzut The Late Quartet, a văzut filmul înainte ca să vorbească la el, a venit, noi eram ca de obicei, fără niciun fel de finanțare și cam greu ne-am dus așa, am zis că, ne-am dus cu Miruna Berescu la el, am zis și eu știu dacă e atât de mare, eu știu dacă o accepta, nu accepta și imediat a venit. Lucrul ăsta mi-a plăcut teribil de tare că, și sunt multe, foarte multe cauze, pentru, inclusiv pentru copii, știi că a fost un concert la un moment dat aici la Ateneu pentru copiii fără case, pentru cei de la, inclusiv de la Fundația Vodafone, pentru tot ce înseamnă cauză dreaptă. De aia spun, din punctul meu de vedere este drept. Da, da, și asta da, mi se da. Pare foarte frumos da. Și foarte dincolo rar. De faptul că este un mare profesionist, un mare este, instrumentist, adică, știi că putea un să fie, pentru că noi am avut de-a lungul timpului, știi, pe da. Vremea comunistilor, întotdeauna se spunea că n-am avut un Solzhenitsyn, știi? E un alt fel de Solzhenitsyn, da. Din punctul meu de vedere, altă cea. E copilul pe care mi l-aș fi dorit să-l am, ca să spun drept. Da, foarte frumos. Da. Ce muzici din film îți plac? Bun, pe de-o parte sunt, dacă vorbim de muzică și de film, sunt filme care preiau muzica marilor compozitori care nu scriu special pentru film. Și care de sunt exemplu... mai ușor de preluat că nu trebuie să plătești drepturile. Să da, știi da, că da. E și ăsta un punct de vedere pe care așa ne place să-l uităm, dar nu, el există. De exemplu, Stanley Kubrick a luat și de la Shostakovich, celebru. Îl ține mintea cel mai bine. Da. Lumea, dar a luat și pe Strauss. Adică, a luat da, și Strauss din Odisee, așa da, grăita Zarathustra în Odiseea Spațială. În Eyes Wide Shut, celebru vals al lui Shostakovich. Care este un vals al morții, de fapt, și pe care lumea îl folosește pe la anunț, ne știm bine despre ce e vorba, dar este obsedant da. Vorba lui Tomescu. E foarte frumos, e foarte exact, frumos. Da, da. Da, și Ligeti a luat și în Odiseea Spațială a luat Ligeti. Bun, el a folosit piese muzicale de-a gata. Sunt alții, în schimb, care folosesc, de exemplu, Fellini, care a luat Nino Rota, avea exact. Compozitorul lui sunt dedicat. Foarte italienii cu precăderea da. Compozitorilor și folosesc de fiecare dată doar... Și se ceartă mai puțin decât bosniacii noștri vecini, care începuseră așa de bine și funcționau așa de bine. Bregovici funcționa excelent inițial cu... Custurița și la un moment dat ceva s-a rupt și s-a rupt și... Da, și au început să facă același lucru, să cânte același lucru da, și unul și da, altul. Da, știi cum să spun, întâmplă pe două voci da. Și două voci care nu merg, adică fiecare a avut de pierdut din treaba asta și îmi dau seama că așa suntem, balcanii și cu certatul, nu da. Ne e foarte străin nici nouă, așa nu neapărat cu compozitorii, la noi mai mult cu regizori, cu scenariști și rezultatul un e un compozitor... care îmi place, un compozitor de muzică de film care mie îmi place foarte mult, este John Williams, cel care face pentru foarte multe filme ale lui Spielberg, a făcut muzica pentru E.T., și pentru SF-uri, asta vreau să spun, că lumea îl conotează mai degrabă exact, cu SF-uri. Și nu numai Spielberg, a făcut și pentru Lucas toată seria Războiul Stelelor, a făcut și Superman, a făcut multă muzică bună pe care o asculți indiferent de sine stătătoare, de film. Da, de sine asta stătătoare. Păi asta este, mă rog, acum
De fiecare dată se spune că muzica îl ajută pe regizor, dar eu cred că și regizorul ajută muzica. Nu cred că e chiar așa cum încerc noi acolo, dar sigur că dacă te însoțești cu o muzică bună, lucrurile funcționează mai bine. Pe de altă parte, nu poți să uiți pe Tchaikovsky pe care l-a folosit Radu Mihăileanu în concertul și ne povestea Vlad Ivanov că după aceea, la Cărturești și nu numai, s-au terminat toate CD-urile cu Tchaikovsky. Deci, apropo de cum se ajută între ei, inclusiv financiar, sigur, mă rog, la Tchaikovsky post-mortem, dar oricum, o mai avea ceva moștenitor. Da, într-adevăr, scena din concertul și mai ales scena finală cu... E și foarte sentimental și așa, dar totuși, cum să spun, folosind și o muzică... contrapunctul cu Gulag, cu Gulagul și cu concertul de acum. E foarte bine făcut, foarte rimaș. Da. Pe de altă parte, vezi, toată lumea a simțit nevoia să cumpere imediat Tchaikovsky ca să-și reia scena în minte până să iasă DVD-ul. Și asta mi s-a părut o chestie foarte frumoasă, dar el, în general, e foarte bun pe muzică. Și dintre nuvieții ai tot așa o muzică extrem de antrenantă, deci funcționează perfect pe treaba asta și cred că e bine, adică moda asta care, din fericire, au mai lăsat-o și pe care au lăsat-o nordicii la un moment dat, să nu mai faci muzică deloc, că e mai șmecher, așa, dă mai bine la jurii, e bine că au renunțat la ea, pentru că era doar un snobism care, din fericire, a fost de scurtă durată. Da. Uite, am să îți dedic acum o piesă, coloana sonoră a unui film care mie îmi place foarte mult, e unul dintre filmele mele preferate, se numește Imperiul Soarelui. Ah, ce frumos, Spielberg, da. Spielberg, bineînțeles, da, și John Japonia, William, da, și John Williams, de care vorbeam mai înainte. Filmul ăsta are câteva scene care pe mine mă fac să... Se lăcrimez. Tu ai și un băiat așa, da, cu odată în plus, cred că te fac lăcrimez, pentru că băiețelul era extraordinar. Îți dedic cu atât mai mult cu cât, din câte știu, ai două mari pasiuni, filmul și avioanele. Exact, așa. Și în Imperiul Soarelui, piesa, soundtrack-ul, se numește chiar The Cadillac of the Skies. Adică Cadillacul cerurilor, care așa era numit avionul pe, nu știu cât, pe 51 sau ceva în genul ăsta și copilul... Am aflat de ce se cheamă pe, că-i pursuit, da? Că-i de la urmărire. Da, de curând un domn a scos o carte foarte interesantă, Sorin Turturică îl cheamă, și a scos o carte despre aviatoarele românce și care se cheamă Din înaltul cerului în beciurile securității, din păcate, și el m-a învățat, l-am luat la avioane, la animația asta, și el m-a învățat că există B, 51, și există și P, care P e de la pursuit, că B-ul ăla e de la bombardier. Deci, am înțeles, vezi ce grozavă sunt. P-51, da, da, și la un moment dat copilul, când este atacată tabăra de avioane, el e în culmea extazului, urcă pe un acoperiș și spune Cadillac of the Skies, uite, e acolo. Și cu Cadillac, să știi că săptămâna viitoare o să lanseze și un film nou, care se cheamă Zburătorul, dar de data asta ne mutăm spre Eliade, și cu care au adus un fel de mașinărie, așa ceva, între motocicletă și zburător, dar nu spun mai mult, dar tot cu un Cadillac o să-l lanseze chiar săptămâna viitoare. Da. Film românesc? Film românesc. Până una alta, să ascultăm The Cadillac of the Skies, din în compoziția lui John Williams, din filmul lui Steven Spielberg. Thank you.
ascultat Cadiacul Cerurilor, compoziția lui John Williams din filmul Imperiul Soarelui de Steven Spielberg. O să le facem poftă să-l vadă. Da, ce m-ar bucura. E un film din 87, dar care e... Eu l-aș vedea de 1000 de ori și nu mă satur să-l văd. Bine, pe mine Spielberg m-a... Contrariat. Nu m-a contrariat. Am avut un film din adolescență care m-a marcat, filmul Fălci, tot cu muzica lui John Williams. Muzica aia pe care am auzit-o mult timp în ureche, aia... Exact așa. Era cam de animație, ca să spun drept, dar vezi că a funcționat bine pe adolescență. La mine l-am văzut în adolescență la într-o videotecă unde se dădeau video pe un televizor, așa. Cred că s-ar putea să fi fost tradus chiar de tine. Așa. Și după aceea am avut probleme să not în mare, pentru că, deși știam că nu sunt rechin, aveam o strângere de inimă. Eu n-aș fi așa sigură. Da. Nu, dar chiar și în lacuri de munte, dacă notam, aveam o problemă, știi? Loch Ness de abia te așteaptă, la exact, într-un lac. Da. Da. Așa că să nu mă culp pe ureche, că oricând... Așa, you never know. Da. Ce-ai văzut? Ce-ai văzut la Festivalul Enescu sau ce ai vrea să vezi la Festivalul Enescu? Am văzut foarte puțin la Festivalul Enescu, deci Malkovich cu Chiu cumva așa. Cum ți s-a părut Malkovich? Mi s-a părut foarte interesant ca poveste așa, știi? Era un fel de poveste răsturnată a DVD-ului lui Tomescu, știi? Adică acolo accentul este pe Tomescu, aici era pe Malkovich și niște voci senzaționale. Cele două voci feminine erau formidabile și sopranele, faptul că au reușit să se desfășoare în felul ăsta, în momentul în care el e foarte actor. Sigur că ele au o pregătire de joc scenic. Noi știm foarte bine că în mod normal nu sunt la Ateneu, ci sunt la operă, nu? Dar era foarte complicat, extrem de complicat și una muzica dintre ele era foarte... cânta în timp ce era sugrumată. Păi da, asta mi adică s-a părut venea o chestie, cu Malkovich și o sugruma și ea în timpul ăsta cânta. Da, adică era formidabil, adică lumea nu știu în ce măsură și-a dat seama de efortul propriu-zis. În acel caz am încercat să fac abstracție de publicul care era mult sub așteptările a ceea ce se petrecea pe scenă, cred că puțină educație. Eu peste 2 ani, în locul celor care organizează, aș face și un curs de pregătire. Știi cum e cursul ăla de pregătit de mame? Eu cred că trebuie și un pregătit de public, de Ateneu, pentru că văd că ne-am întors mult înapoi, chiar și față de ce discutam înainte, adică în anii 70-80 nu își permitea nimeni să intre peste cel și atunci, și atunci nu erau telefoanele mobile care se găsesc nu, să sune și așa, acum? Niște creviți, cum se zice atunci, probabil că se găseau și atunci ca să îi plescăie, așa cum se întâmplă acum de ne-a plescăit tot domnișoară. Și ce acum au venit la Malkovich scaune mai în față erau domnișoară care a plescăit cartofi prăjiți tot timpul. Păi, adică... s-a gândit că a venit la cinematograf. Așa și are gândit, dar floricele n-are, zice, hai să luăm ceva care exact. Să fie și mai tare. Bun, trecem pe tata, dar spectacolul în sine era tulburător. Și pe mine ne-am dorit atât de mult să-l vedem, de adevăratele mai ales noi. Adică să fii în mintea lui John Malkovich, realmente, să fie acolo. În mintea și apoi, aseară am ascultat pe Mendelssohn și mi-a plăcut teribil, firește, marșul nupțial, pentru că l-auzim de atâtea ori, dar era altfel. Și știi, mie plăcându-mi miresele la nebunie, dai seama cu atât mai mult m-a tulburat și de-abia aștept astă seară cele 5 ore, înțeleg că sunt, cu Amor Buzeilor, pentru că n-am ascultat niciodată Wagner ca coada, adică o lucrare, pentru că nici nu s-a cântat în mod special, iar culmea este că, într-adevăr, eu nu știu până în 90 să se fi cântat și nu, este... Tot așa, probabil pentru că a fost asociat nazismului și dreptei. Și mai ales trebuie să-l ascult pe Valentin Vasiliu, pentru că mărturisesc că îl cunosc în realitate, dar nu l-am ascultat niciodată cântând și... Eu am predat niște ani la conservator și aseară am ascultat-o pe iubita lui Era Ancor, care mi-a fost studentă cât am predat engleză acolo. Și acum mi se pare extraordinar să vezi pe cineva pe scenă pe care știi în viața de civilie. Și așa că o să fie o seară grozavă. Sper să pot intra. Da. Bun, acestea fiind zise, să mergem cu toții să ascultăm Wagner. Amurgul Zeilor, ultima din tetralogia wagneriană, ultima parte, o parte grea, dar care
ne oferă multă satisfacție. O să vedeți. Așa cum ne-au oferit, așa cum ne-au oferit și celelalte părți care au speriat pe unii. Dar cei care au mers au fost foarte, foarte încântați. E o chestie de obișnuință, știi? Trebuie să te înveți și așa, în doze mici, nu totul deodată. Știi? Cam asta. Ok, pe mâine. Mâine ne întâlnim cu niște copii talentați care au cântat pe scena Ateneului. La revedere! La revedere!